Bine v-am regăsit! Dacă într-o ediție anterioară am discutat despre bucurie, care este o emoție destul de căutată, de data aceasta vom vorbi despre fericire, un sentiment fundamental și unul dintre cele mai căutate sentimente psihologice. Fericirea este asociată cu sentimente de plăcere, satisfacție și împlinire, însă din perspectiva psihologiei, fericirea nu este doar un moment efemer de bucurie, ci poate fi și o stare de bine pe termen lung, cunoscută sub numele de bunăstare subiectivă. Aceasta include elemente cum ar fi satisfacția față de viață, sentimentul de realizare și absența emoțiilor negative persistente. Psihologul clinician și psihoterapeutul Anca Herea ne aduce astăzi bucurie, dar și fericire tot timpul că este prezentă alături de noi. Bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație! Fericirea, un sentiment de care avem parte cu toții la un moment dat, într-o măsură sau alta. Cum contribuie, ce factori contribuie la sentimentul de fericire, să spunem așa, pe termen lung? Sunt mai multe teorii și probabil unele dintre ele sunt foarte cunoscute, pentru că sunt cu ceva studii în spate, cu destulă documentare științifică și atunci voi merge și eu pe acestea. De exemplu, părintele psihologiei pozitive, Martin Seligman, are câteva cărți, studii, ani întregi de cercetare pe domeniul acesta și vorbește într-adevăr despre starea aceasta subiectivă a fericirii, acest sentiment pe care cu toții ne-l dorim, ca fiind compus din trei aspecte. În primul rând ar fi o fericire ce se referă la bucuriile, plăcerile vieții. Hobby-uri, dacă avem pasiuni și le includem în viața noastră în mod constant. Le fructificăm cât mai mult. Da, le facem, adică în primul rând ar trebui să știm care sunt pasiunile noastre și apoi să nu le lăsăm, lasă, renunță astăzi la... Să ne axăm pe ele, da, tot mai mult. Da, să le includem într-un program constant. Ar fi un punct forte pentru a aduce plăcere în viața noastră. Da, a te bucura de corpul tău, a te bucura de natură, a te bucura de ceea ce ai în viață și, și să faci lucrurile care îți fac plăcere, e ceva extrem de important care contribuie esențial la starea ta de bine. Știți cum se spune, de multe ori oamenii se axează pe factorul timp. Și spun, nu mai avem timp și de hobby-uri și de plăcerile noastre cotidiene și tocmai de aceea probabil că și sentimentul de fericire de multe ori fuge dintre noi. Ține foarte mult de cultura în care trăim și într-adevăr la noi nu este privit practicarea unui hobby ca fiind o necesitate, ci e cumva un aspect care ține de... Hai, dacă mai rămâne timp, cum ai zis foarte bine, sau dacă sunt întrunite o mulțime de alte condiții, abia atunci ne mai gândim și la noi. Da, poate că aici avem de lucrat un pic. De multe ori se spune că atunci când vorbim despre fericire, există și o serie de exerciții și o serie de strategii pe care le putem aplica pentru a întreține fericirea aceasta pe termen lung și tocmai menționați de aceste hobby-uri pe care ar trebui să le alimentăm cât mai mult posibil, astfel încât să nu avem parte doar de o bucurie trecătoare. Da, da, da. Și să adăugăm altele. Că e posibil, odată cu trecerea anilor, să ne schimbăm un pic pasiunile și este normal, doar să căutăm altele, să căutăm altceva ce ne face plăcere. Al doilea aspect important pentru fericire este o viață bună. Adică, contează aici și nivelul de trai, contează, la prima parte nu contează neapărat nivelul de trai, da? Primul aspect acela al bucuriei de moment, da? Aici mai contează foarte mult să-ți identifici trăsăturile pozitive de caracter și să le practici, să le pui în acțiune. Aici e important să ai relații bune cu ceilalți, să simți admirație față de oamenii din jur, să oferi afecțiune, loialitate, toate aceste valori care poate pentru unii par desuete, par dintr-o altă lume, par neimportante, de fapt ele sunt importante pentru a trăi o stare de bine. Noi avem nevoie să simțim aceste valori înalte. Starea de bine nu se simte în egoism.
ci în comuniune cu ceilalți. Și să fim cât mai altruiști posibil, da, atunci când vine, da, vorba, da, despre a ne împărtăși sentimentele și aprecierea, mm-hmm, față de, Selig, de cei din jurul nostru. Da, Seligman vorbește despre aceste virtuți, cum ar fi curajul, cum ar fi spiritualitatea, cum ar fi dorința, altruismul, dorința de a ajuta pe celălalt, de a te gândi, da, și la tine și la cei dragi ție. Iar un lucru important, să descoperi ce-ți place și să faci lucrul respectiv, nu neapărat ca hobby, ci dacă se poate, de exemplu, ca muncă, ca job. Să-ți găsești un job care să te pasioneze. Este o condiție a fericirii. Cred, da, că este și o problemă a școlii, pentru că de multe ori școala nu prea ne învață să avem hobby-uri, să spunem, da, așa. Creativitatea practic ne este oarecum constrânsă, fie că vrem, fie că nu vrem, dar este foarte important, mm-hmm, să o lăsăm să iasă la iveală în fond, astfel încât să știm să ne axăm și pe părțile care ne plac nouă cel mai mult. Și probabil că și din copilărie avem anumite caracteristici care ne împiedică să facem acest lucru, anumite trăsături. Da, așa este, și într-adevăr vine o vreme în viața omului când trebuie să-și redescopere creativitatea, probabil printr-un proces de acesta, de unul singur, nu să aștepte ca societatea să-i ofere neapărat această posibilitate. Și nu de puține ori am auzit persoane care și-au lăsat jobul pe care îl aveau, mm-hmm, și s-au axat pe altceva ce le aducea satisfacție, exact, mai mare, și era o pasiune în fond care nu era fructificată. Da, și aceștia sunt cei norocoși care au avut curajul să facă pasul respectiv. Da. Ce al facem treilea? Cu obstacolele, de exemplu? Mm-hmm. Spuneți de un al treilea... Da. Ne întoarcem imediat și la obstacole. Al treilea aspect este să găsești sens în propria viață. Adică să simți că trăiești pentru ceva mai mult decât plăcerea proprie și a celor apropiați. Partea aceasta de spiritualitate, sub o formă sau alta, este extrem de importantă. Avem nevoie de un țel, de un sens în viață. Și fiecare are șansa să caute ce reprezintă pentru el scopul vieții, cum vede viața. Da, și să lupte și să-și pună toată forța în această descoperire. Vă întrebam înainte de parte de obstacole. Ce facem cu acele obstacole care stau în calea fericirii noastre? E un clișeu întrebarea, da, 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 dar cu toate acestea există tot felul de obstacole pe care este greu să le depășim de multe ori. În psihoterapie întotdeauna ne uităm la ce aspecte țin de noi, ce putem schimba la noi, pentru că de multe ori obstacolele pe care noi le simțim nu sunt obiective, ci țin de lentila prin care noi vedem viața, adică anumite credințe iraționale, disfuncționale din trecut, care stau undeva în străfundurile conștiinței noastre și ne fac să privim viața într-un anume mod, să nu vedem oportunități, să lăsăm fricile să ne conducă, să nu avem o imagine clară despre cât putem noi. Da? Sau să nu ieșim din zona de confort, exact, pentru că toți se aduce în discuție acest termen de, da, confort, da, da, de zona, da, de confort. Deci ăsta e un prim aspect, să vedem cum contribuim noi la viața noastră, cum ne punem singuri piedici și obstacole. Și acesta este aspectul primordial pe care îl facem în psihoterapie. Mai facem un lucru în paralel, ce nu ține de noi, ce nu putem controla. Și dacă nu ține de noi, nu are rost să ne focusăm atenția și voința prea mult acolo, ci să vedem ce putem controla și acolo să lucrăm. Deci o stare de bine, o stare de fericire presupune și acest echilibru sufletesc în care știi că indiferent ce se poate întâmpla, forța este în tine și poți să faci față și modul cum tu interpretezi ceea ce ți se întâmplă este de fapt important. Avem posibilitatea să conștientizăm în vreun fel gradul nostru de fericire, să ne dăm seama cam unde ne încadrăm din punctul ăsta de vedere? Da, există și teste, există și diferite chestionare care pot să-ți dea, dar cred că cel mai important este să ne punem întrebarea sau întrebările, că nu e doar una singură. Dacă ne uităm retrospectiv,
am dus o viață bună, am avut împliniri, am avut momente de fericire, am avut clipe de bucurie intensă. Cum stăm cu proporția între evenimentele negative și evenimentele pozitive? Iar aici iar ar fi important să avem o privire obiectivă, pentru că mintea noastră este tentată să rețină părțile negative, aspectele negative. De ce? Pentru că e pericol acolo și cum ne protejăm viața, da? Din punct de vedere evolutiv are sens de ce mintea noastră este, are această tentație de a reține mult mai ușor aspectele negative. Dar dacă am privi obiectiv și ne-am uitat în viața noastră, câte lucruri plăcute am trăit, cât de sigur a fost viața noastră, da? Versus evenimente triste, evenimente în care nu am fost în siguranță. Am putea să fim tragem. Recunoscători în fond și pentru lucrurile frumoase pe care le-am trăit de-a lungul timpului și probabil că și relațiile interpersonale sunt destul de importante da, privința stării noastre de bine și de fericire în fond. Da, așa este. Relațiile sunt extrem de importante, noi suntem ființe sociale, când ne naștem suntem total dependenți de ceilalți și atașamentul acela este baza stării noastre psihice viitoare, da, contează foarte mult. Da, sunt și trăsăturile de personalitate care ne influențează și ceea ce se întâmplă în copilărie. Dar atenție, lucrurile se pot remedia, putem intra într-un proces în care să ne redescoperim pe noi și să redescoperim fericirea. Cum ar putea, de exemplu, terapia să ne ajute să descoperim fericirea într-un mod cât se poate de pur, să spunem așa? Poate sentimente pe care nu le-am mai trăit sau poate pe care le căutam de multă vreme și care ne lipseau. Da, orice proces terapeutic este unul care pornește de la client și de la nevoile lui, deci este un proces clar personalizat, nu seamănă un proces cu altul. Important este că se pornește acolo de la nevoile clientului, de la obiectivele pe care le urmărește, clar ce se dorește, o stare cât mai funcțională și o stare de bine cât mai înaltă. Mulțumim tare mult pentru toate informațiile de astăzi. Vă așteptăm și data viitoare cu informații proaspete despre un alt subiect pe care îl vom aborda. Așadar, vă invităm și pe dumneavoastră să rămâneți alături de noi în continuare.